Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor Xprim TV. Conform unor studii de piață pentru perioada 2006-2011, România au raportat foarte rar cazurile de malpraxis, deși au o părere proastă despre calitatea serviciilor medicale. În momentul de față, însă, cererile de despăgubire pe malpraxis sunt din ce în ce mai multe. Despre acest subiect s-a discutat ieri la Ora de Risc, difuzată de Radio France International. Colegul meu, Mihai Crăcea, a fost prezent la emisiune și vine în câteva momente cu detalii despre acest subiect. Să vedem în continuare principalele titluri de pe 1asic.ro. International SOS a publicat o hartă a riscurilor de sănătate. România se află în zona de risc mediu. Și firmele din România caută reduceri de costuri și în 2013, deși estimează afaceri în creștere. Să vedem acum și știrile pe larg. International SOS, o companie de asistență medicală și servicii de securitate, a realizat o cartografiere a riscurilor de sănătate la nivel global. Proiectul HealthMap 2013 este destinat companiilor ca mijloc de prevenție privind riscurile de sănătate la care se expun în țările în care își desfășoară activitatea. România este plasată în categoria de risc mediu. Zonele de risc mediu oferă atât servicii medicale la standarde de calitate internaționale, cât și la standarde mai joase. Aproape jumătate dintre managerii companiilor din România estimează o creștere a afacerilor în acest an, însă majoritatea vor continua programele de reducere a costurilor și vor căuta parteneriate și alianțe strategice, potrivit unui studiu al PricewaterhouseCoopers. Raportul mai relevă că, drept răspuns la recesiune, 96% dintre directorii de companii din România au implementat în ultimele 12 luni un plan de reducere a costurilor. În plus, 36% dintre respondenți au recurs la externalizarea anumitor procese, iar 31% au intrat în parteneriate sau alianțe strategice. Conform unor studii de piață efectuate în perioada 2006-2011, România au raportat foarte rar cazurile de malpraxis, deși au o părere proastă despre calitatea serviciilor medicale din România. În momentul de față, însă, cererile de despăgubire pe malpraxis sunt din ce în ce mai multe. Despre acest subiect s-a discutat și ieri la Ora de Risc, difuzată de Radio France International. Colegul meu, Mihai, a fost și el prezent la emisiune și este acum cu mai multe detalii. Bine ai venit, Mihai! Bine v-am găsit! Mihai, în urma emisiunii de ieri, care par a fi tendințele în această lume a malpraxisului și a despăgubirilor cerute pe malpraxis? Da, am scris cu ceva timp în urmă că au existat niște studii în piață și într-o perioadă de 5 ani, din 2006 până în 2011, în 2006 a fost introdusă asigurarea de malpraxis pentru medici, în acești 5 ani, practic, au fost înregistrate 916 plângeri sau 916 medici au fost acuzați de malpraxis. O cifră destul de mică, aș putea spune, pentru o perioadă atât de mare de timp și ținând cont că, fie că ne place să recunoaștem sau nu, în România calitatea serviciilor medicale nu este întotdeauna la înălțime. În schimb, din câte am înțeles de la asigurători, este că în ultima perioadă, în ultimul an mai ales, au început să vină tot mai multe plângeri pe malpraxis. În acest moment, la nivel de Uniune a asigurătorilor din România, sunt raportate rezerve de daună pe cazurile de malpraxis undeva la 11 milioane de lei. O sumă mai mare decât în trecut și asigurătorii așteaptă ca aceste cereri să mulțească de la an la an. Care ar fi motivul pentru care sunt din ce în ce mai multe cereri de despăgubire pe malpraxis? Cu siguranță că oamenii își cunosc mai bine drepturile și fiind conștienți că această poliță există, merg în instanță unde își solicită despăgubirile pentru eventualele greșeli ale medicilor. De multe ori, deteriorarea stării de sănătate în aceste cazuri se resimte după o perioadă de 2-3 ani de la tratament sau de la intervenția chirurgicală. După aceea, ei preferă să meargă în instanță decât să meargă direct la comisia de malpraxis pentru a obține un aviz dacă a fost sau nu vorba de așa ceva. Și durata proceselor în instanță poate ajunge și la 5 ani. Deci, o perioadă destul de îndelungată. În acest moment se discută într-adevăr și despre modificarea legii malpraxisului. Ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu a adus acest lucru în discuție, spunând chiar că până la 30 iunie va exista și o modificare a acestei legi. Deocamdată asigurătorii cu autoritățile și cu reprezentanții medicilor se află în dezbatere asupra viitorului proiect de lege. Rămâne să vedem ce formă finală va lua acesta. Mulțumim foarte mult, Mihai!
Din presa economică de astăzi aflăm că înmatriculările de autoturisme noi din România au scăzut în primul trimestru cu 11,3% la 12.387 de unități, un declin ușor mai puternic decât media din Uniunea Europeană, piața care a coborât în primele trei luni ale anului cu 9,8%. Acestea au fost știrile zilei la Xprim TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Mâine vă dă întâlnire colega mea, Camelia.